Hei prieteni, iubitori de plante, am revenit cu un nou material în care am să vă vorbesc despre o plantă despre care sunt sigură că foarte mulți dintre voi ați auzit, chiar ați utilizat-o în perioada aceasta în care foarte mulți dintre noi am fost răciți sau am avut parte de virozele respiratorii. Despre ce plantă să fie vorba oare? Despre ghimbir. Ghimbirul este o plantă erbacee perenă originară din Asia. Știați că India este cel mai mare producător de ghimbir, iar cel mai mare exportator, ce țară să fie oare? Bineînțeles, China. Încă un lucru foarte important de știut este că putem cultiva ghimbir chiar la noi acasă în țară, în România, unde oare? Doar în sere, deoarece ghimbirul este o plantă foarte pretențioasă, să știți. Iubește soarele, căldura, umiditatea, iar acesta trebuie să fie chiar în exces. Rizomul de ghimbir este utilizat în crearea produselor alimentare, dar și în industria produselor farmaceutice. Ce spuneți de ghimbirul murat sau putem utiliza ghimbirul ca și condiment? Să nu uităm de pudra de ghimbir sau capsulele de ghimbir. Ce spuneți de o limonadă sau chiar un ceai de ghimbir, sirop sau chiar cidru de ghimbir? Ghimbirul are foarte multe vitamine, de la B12, magneziu, potasiu, dar să știți că are și foarte multe minerale. Ne ajută să ne detoxifiem organismul, dar să ne și energizăm în același timp, având un gust iute, dulce. Spunem ghimbir, spunem sănătate. Să aveți un weekend minunat și cu multă sănătate!